Dan Vâlceanu, consilier județean din partea Partidului Democrat Liberal Gorj, a declarat că atât de 1 mai cât și de Paște va fi alături de familie. Cât despre post, acesta a declarat că nu își amintește să fi respectat vreodată canoanele religioase. Cu sărbătorile de 1 mai, cu sărbătorile de Paște, acasă, cu familia, sper să fie cât mai liniștite. Nu, n-am ținut post pentru că postul e o stare de spirit și cred că dacă ții post, trebuie să ții post așa cum se ține. Nu cred că trebuie să ne prefacem că ținem post dacă nu putem să ținem post. Bun, sunt niște chestiuni care, sincer să fiu, nu știu dacă le-am ținut vreodată, dar, cum să vă spun, cred în Dumnezeu pentru mine și nu ca să arăt chestia asta sau să... Toți avem păcate. Există și politicieni care se gândesc să respecte regulile bisericești. De exemplu, consilierul județean din partea Partidului Național Liberal, Victor Banța, a spus că sâmbătă, înainte de noaptea de înviere, va ține post negru. El a mai mărturisit că nu se va spovedi în acest an, dar va merge la biserică pentru a se împărtăși. Vineri și sâmbătă țin postul complet, cu apă, cu apă și cu aer, mai bine zis. Despovedit, recunosc, da, asta e bun. Despovedire, recunosc că nu mă spovedesc, dar mă împărtășesc atunci când merg în ziua de înviere la biserică. Păcate? Păcate toată lumea are. Că știi, că nu știi, că vrei, că nu vrei, le ai. Dar alea sunt mai mari, mai mici păcatele, adică pot fi iertate. Dumnezeu știe. Întrebat dacă va merge la spovedanie, Ciprian Florescu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, a declarat că nu va reuși să facă acest lucru. Dar este posibil ca... într-un anumit moment, într-o anumită conjunctură, printr-o atitudine nepotrivită, să supăr, este adevărat. Nu reușesc anul ăsta. Păcate? Ca orice pământean, sigur. Cu siguranță da. Cu siguranță da, nu fac păcate care să nu poată fi iertate și nu fac păcate care să afecteze pe cineva, să supere pe cineva, să... sufere cineva pe lângă mine din aceste cauze. Absolut. Sărbătoarea de 1 mai, dar și Paștele vor fi petrecute de majoritatea politicienilor și aleșilor județeni în familie sau alături de prieteni.